El din mașină nu poate să vadă că asta e cameră. Dați-vă încolo leac. Da, să nu ne certăm, sunt momente de securitate. Vă s-a spus, înseamnă foarte bine că aveți presă, nu e nicio problemă. Dați-vă mai încolo. Sunt lucruri speciale unde domnul îi poate să faci, dar aici traseul nu se poate. Nu mai nici cați, fete. Așa era azi dimineața atmosfera pe strada București, pe unde a trecut convoiul care îl însoțea pe prim-ministrul Federației Ruse, Vladimir Putin, care a sosit la Chișinău în dimineața zilei de astăzi. Astăzi, pe străzile centrale ale capitalei, parcarea mașinilor a fost interzisă, iar șoferii care nu respectă regula riscă să se trezească cu automobilul evacuat. În legătură cu programul summitului premierilor de state membre ale CSI, circulația transportului public a fost bulversată în tot orașul. Ministerul Afacerilor Interne nu a anunțat din timp un grafic al redirecționărilor din motive de securitate. Respectiv, locuitorii și oaspeții capitalei au fost nevoiți să parcurgă kilometri întregi pe jos. De la Inculiț trebuie să înconjur sub formă de S, pentru să ajungă jumate de oră. Foarte, deoarece întârzi la colegi și trebuie să înconjur jumate de de bulevard ca să ajung la 110. Păi da, nu dă voie, mă rog, să nu cumva să mâncăm o bucată din cei care au venit aici la băut și la mâncat. 15, rutieră 15, am fost nevoiți să traversăm cu această rutieră tot orașul. Până am ajuns, au trecut 45 de minute, numai prin oraș. De ce nu de făcut ca din timp, de anunțat populația, următoarul transport ar circuleze în așa direcție, în așa direcție. Asta înseamnă că noi suntem nimeni față de conducerea aceasta nemiloasă a țării. De unde veniți pe jos? În centru? De la Institutul de Medicină. De ce? Păi nu știu, număr trebuie de sortire, autobuz nu mai mic. Așa mai facem pentru sănătate, o leacă de sport. De jos venim de la prima oprire a troleibusului 1, de mai departe de Zorile, dincolo. De acolo nu de este? De acolo veniți, nu este transport nimic. Toate străzile sunt închise, stau doamnei polițiști și îți arată că nici prin fața departamentului nu-i voie de trecut. De la Ion Creangă, de la Universitatea Pedagogică. Și toată lumea vine. Toate troleibuzele apucă-te lângă Universitatea de Medicină în Vale și nu... Pentru ce asta? Habar n-am. Asta e nerușinare. Pentru câțiva oameni suferă, mii de oameni. Cu ocazia summitului, capitala a trebuit să lucească. Angajații serviciilor vizate au fost ocupați pe parcursul întregii zile. Da, avem de lucru.